Vasile Moșoiu nu a stat prea mult în PSD și a făcut cale întoarsă la liberali. Fostul primar din Drăguțești a dezertat din PNL înainte de alegerile parțiale pentru a face echipă cu Gheorghe Butan în cursa electorală. Însă rezultatul a fost unul rușinos. Acum Moșoiu recunoaște că va reveni la prima dragoste. Vasile Moșoiu s-a reorientat politic după eșecul înregistrat la alegerile parțiale, atunci când Gheorghe Butan, candidatul PSD susținut de Moșoiu, a pierdut la diferență mare alegerile pentru primăria Drăguțești. Moșoiu anunță că revine în PNL după ce a stat doar câteva luni la Socialdemocrați. Voi avea o întâlnire joi cu conducerea organizației județene la Târgu Jiu. Vom discuta acolo și despre preluarea funcției de președinte al PNL Drăguțești, ocupată acum de un coleg în interimat. Eu voi reaminti aici conducerii PNL Gorj că am câștigat 3 mandate de primar pentru acest partid politic, având o activitate bună la nivelul organizației locale. Nu am cerut niciodată funcții. Am fost primar și simplu membru de partid, a spus Moșoiu pentru Gorjeanul. Socialdemocrații dau impresia că au și uitat deja de omul politic Vasile Moșoiu. Chiar nu știam. Nu știu. Da. Știu că vor urma alegeri la Drăguțești, atât știu. Moșoiu a fost primar din partea liberalilor la Drăguțești, însă și-a pierdut mandatul în urma unei condamnări.